Iarna s-a instalat în regiunea de nord a Franței. Deși stratul de zăpadă nu depășește 6 cm, traficul a fost puternic afectat în capitală, iar turnul Eiffel a fost închis. Mulți șoferi și-au abandonat mașinile și au continuat drumul pe jos. Autoritățile au oprit transportul în comun și au deschis mai multe adăposturi pentru navetiștii care nu au putut părăsi zona din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Conform oficialilor francezi, peste 1000 de persoane au fost cazate marți noaptea. Ministerul de Interne din Franța a făcut un apel către șoferi să nu scoată mașinile pe străzi până nu se topește zăpada. Potrivit meteorologilor, stratul de zăpadă din Paris a ajuns la 5,9 cm, cel mai mare din 1987 până în prezent. Meteorologii anunță că situația ar putea deveni critică noaptea de miercuri spre joi, deoarece temperaturile vor coborî până la minus 10 grade.